Deci, la final de martie 2010, Primăria Cluj-Napoca a prezentat primele sale intenții în acest sens, au enumerat comunitățile de pe strada Coastei, de pe strada Cantonului, Patarât, referindu-se cu asta la colonia Dallas și spunea într-un mod foarte cinic, rasist, că se caută o soluție pentru persoanele de etnie romă să le îmbunătățească condițiile de locuire și s-a gândit ca să construiască locuințe în zona Patarât. Și atunci, câteva zile după aceasta, deci pe 11 aprilie, am trimis noi o petiție către primărie în care era Asociația Mare Prala și Fundația Desire, pe vremea aceea domnul Pavel Doghi și cu mine, care am tras semnal de alarmă în legătură cu acest plan, arătând că acest plan va agrava segregarea care deja există, locuirea în condiții inadecvate, pe lângă rampa de deșeuri care există deja în Patarât. Deci, în loc să se gândească să soluționeze ceea ce a fost rău până atunci, a mai agravat situația. Cumva, da, mișcarea noastră a început din acel moment. Iată aici, a trecut 10 ani, suntem după 10 ani și foarte, foarte puțin, respectiv pentru foarte puține persoane, s-a întâmplat ceva înspre bine. Ioana, a intrat? No. Dacă doriți să întrebați, comentați, nu știu dacă eu mă pricep bine la vreo moderare aici pe platforma aceasta. E o mână pe partea stângă care, dacă apeși acolo, prin asta semnalezi că vrei să iei cuvântul. Dar putem și mai spontan, dacă cineva dorește. Tot timpul primar de Cluj era Boc, de când au început evacuările. În 2010 era apostul, pentru că în 2010 Boc era premierul României, deci da, primul său mandat a început în 2004 și da, în perioada, adică mă rog, în momentul evacuării și pregătirii acelui plan de relocare lângă rampele de deșeuri, el era premier. Da, și bine, măsurile lui de austeritate în 2011-2012, ce a însemnat. Urmă a revenit în 2012 și, desigur, ați văzut și în film, mare parte din luptele noastre se dau în relație cu el, încercăm să-l convingem să nu uite că este responsabil și că de fapt, acolo de criza umanitară și socială din Patarât, întreg orașul are o problemă cu modul în care se dezvoltă și modul în care lasă în urmă foarte multe persoane, asta fiind cuvintele lui, nu lăsăm pe nimeni în urmă. Ceva reacție internaționale la fenomen, că în mod sigur a fost mediatizat, s-a ajuns și la structuri europene. Da, într-adevăr, în primul an, în 2011, ne gândeam că primăria nu o să ne acorde atenție, dacă suntem doar noi, oameni relativ puțini, relativ fără putere în oraș. Și atunci, da, am început să scriem scrisori către Amnesty International, către European Roma Rights Center, către Comisia Europeană, către Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite și fiecare a venit în felul lui către această problemă. Iar Arsi, de exemplu, a susținut procesul intentat pe tema evacuării și relocării în Patarât,
Amnesty International ne-a susținut în multe proteste ale noastre până cam în 2014. United Nations Development Program a stat în discuție cu primăria și a scris un prim proiect, mic proiect în 2012, dacă mi-amintesc bine, care urma să se pregătească alte proiecte. Da. Și noi aici, pe plan local, am rămas cu protestele noastre, încercând să facem legătura între diverse intervenții. Uite-o și pe Iona. Salut! Mulțumim pentru film. Salut, Ioana! Salut! Să știi că e foarte bun filmul. Felicitări, mi-a plăcut. Felicitări. Vreau să-mi cer scuze, cred că s-a auzit o discuție la telefon la început. Și n-am știut exact ce se întâmplă cu live-ul ăsta și vreau să-mi cer scuze pentru discuție. Am fi semnalat, acum nu s-a auzit. După film nu s-a auzit. Ok, super. Tare bun a fost filmul. Am avut așa un feeling, parcă toate imaginile ce le-am văzut, le-am retrăit iarăși. Mă bucur. Foarte tare a fost filmul, să știi. Mă bucur tare mult că ți-a plăcut, chiar. Felicitări, știu că ai muncit mult. No. Vezi, lasă că experiența asta ți-o prins bine și ție într-un fel sau altul, știi? Mhm. Așa no. E. Vezi? Exact primul film ce l-ai făcut, no. E. Am avut păreri diferite și ăsta, vezi, se poate. Dacă... Cum să-ți explic? Dacă am avut fiecare un pic de idei, ai luat toate ideile, le-ai pus cap la cap și o ieșit ceva foarte bun și valoros, să știi. Bravo, păi felicitări! Eu doar am asamblat, adică tot ce a venit, a venit în principiu de la voi. Eu n-am făcut decât să le pun cap la cap și atât. Păi da, da, nu-i chiar așa, le pui cap la cap. E o muncă, îi ore întregi de vizionare, mai tai de acolo, mai pui de aici și... Super, super, mi-a plăcut tare mult. Mă bucur, chiar mă bucur, asta e cel mai important. Da, da. Foarte bun a fost. Dar n-am fost atent. Ce placă ați scos din coada filmului? O placă de bronz? Ați pus-o pe un cărucior și ați dus-o undeva? Ce era placa aia? Când... Poți să spui tu, Ani, dacă vrei. Spune tu, Linda. Acea placă este o placă comemorativă care a fost creată de Deneș, colegul nostru, dacă nu mă înșel, și acea placă am vrut să o instalăm la un moment dat pe strada Foste Coastei, de unde am fost evacuați, dar nu ni s-a permis. Și atunci un prieten comun, Otilo Dordoi sau cam așa ceva îl cheamă, ne-a dat voie să ținem placa la el la asociație o vreme. Și după o vreme trebuia să mutăm placa că el își schimba sediu. Și atunci am luat placa și am dus-o la Casa Transit și acea placă reprezintă un moment comemorativ în memoria celor 350 de familii de pe strada Coaste care au fost evacuate în 17 decembrie 2010. A, deci și de poveste atunci... pe scurt explicată public. Expusă public. Nu. Noi încă credem că la un moment dat o să găsim un spațiu unde să punem placa aceea să fie vizibilă și pentru toți oamenii. Dar oamenii de acolo au drept de vot, ar putea să delege în Consiliul Local niște oameni la alegerile locale? Băi, au drept de vot, da, numai... Știi cum e? Că politica asta e cam ciudată, e cam... No,
De exemplu, și eu sunt într-un partid în momentul ăsta care e destul de micuț, poate ai auzit el, poate nu, se cheamă Demos. Dar politica e ciudată, e grea, e complicată. Da, într-adevăr, ar trebui să fie măcar un reprezentant, doi, de etnie romă, care să lupte pentru drepturile acelor oameni din Patarât. Și nu numai, a tuturor oamenilor care nu se simt reprezentați de actuali politicieni. Se poate încerca cu Partidul Verde, știu că e deschis pentru diversitate și pentru drepturile marginalelor. Se poate încerca independent, chiar dacă e greu de adunat semnături, dar măcar știi că ești liber și nu depinzi de partid. Și mai e timp, mai e timp până la alegeri. Da, da, da. Da, cum spunea Linda, politica asta e ciudată în sensul că dacă, mă rog, am văzut multe persoane care în momentul în care au ajuns într-o poziție decizională s-au adaptat majorității și să ajungi să fii un consilier sau doi într-un consiliu local format din 26 sau câți consilieri cum e Cluj, marea majoritate din partidele mari, foarte greu setezi agenda, foarte greu sau foarte imposibil să și duci până la capăt un proiect de hotărâre locală. Totuși, noi de pe margine, activiști ce suntem și ne asumăm poziția asta de pe margini, vezi mai bine lucrurile, vezi mai bine cine cum e interesat să mențină puterea. Ne-am revoltat și nu doar pe partidul majoritar, să zic așa, care era PDL pe vremuri și PNL acum, ci și pe cei care sunt în opoziție. Mă rog, PSD-ul prin excelență, dar și UDMR-ul, care avea întotdeauna 5-6 consilieri. Deci chiar așa, de la nimeni, de nicio poziție, să nu vezi măcar o propunere de hotărâre de Consiliu Local prin care să zici ceva, știi? Deci e revoltător cum și incredibil și nu știm, nu mai știm ce să facem, cum să spargem această mare alianță care nu vede dezvoltarea Clujului altfel decât prin dezvoltatori, prin atragerea investitorilor, prin mulți bani, prin festivaluri, etc. Și dar un om acolo în consiliu, măcar un om ar putea, măcar un om din echipa asta ar putea să le amintească periodic despre inepțiile astea de, cu demolările și cu evacuările, sau se poate folosi campania electorală ca diversiune, de exemplu din partea partidului Demos, doamna de acolo din Patarât să candideze la funcția de primar și să apară la televizor în dezbateri și să le vorbească tot timpul despre ce a făcut toți guvernanții de până acum. Măcar să-i rușinați, măcar un fel de public shaming ceva, să-i deranjați, măcar să nu creadă că v-au pus pumnul în gură și că v-au speriat și că v-au evacuat și gata, au scăpat de problemă. Da, să știi că m-am gândit la asta, numai nu știu cum să-ți explic. Boc are așa un discurs și tare mă tem să nu mă pierd cumva cu firea, știi? Că discursul lui Boc e gen educație. Deci au avut tupeu să trimată oameni cu dizabilități din Patarât în timp ce oamenii cereau acces la o locuință decentă, având în vedere starea lor de handicap și sănătatea afectată, și domnul Boc i-a trimis la școală pe oameni. Și nu că mi-e frică, că am mai ieșit public și în spațiu public de multe ori, dar am un pic de reținere că, nu știu, poate mă pierd cu firea și nu știu ce-i zic, nu știu ce-i fac, că nu mai am răbdarea lui, îți spun sincer. Cu doamna Eni am fost, cu doamna Eni Chiolael în birou de nenumărate ori și totdeauna mă lua cu buna, că asfaltează strada, că face aia, că face aia altă și niciodată n-a făcut nimica.
Înțelegi? Nu e o idee rea ce zici, nu, dar semnăturile astea sunt foarte greu de adunat. Eu nu cred că sunt necesare semnături dacă te deleagă un partid. Dar și chiar dacă sunt necesare semnături, 1% din numărul de alegători nu cred că e chiar ireal să adunați. Și cu 1% candidezi și pentru Consiliu și pentru funcția de primar. Așa prevede legea până acum, dacă nu o schimbat-o. Nu știu, din câte știu, pentru un consilier trebuie cam în jur de 2-3 mii de semnături. Probabil dacă sunt 200.000 de locuitori, de alegători în Cluj, înseamnă că 2.000 de semnături sunt necesare, da. Apropo de discuția asta, dacă îmi permiteți, eu sunt Oleg Brega, activist civic, jurnalist la Curaj TV. Văd că nu o difuzați public. Mă așteptam că o să apară acolo pe Facebook unde a fost filmul. E ok dacă înregistrez o public eu pe Curaj TV discuția asta sau ați vrut să fie privată așa, organizatorică? Eu n-am nicio treabă. Puteți să o întrebați pe doamna Eni, pe colegi. Păi întreb pe toți acum, sper că mă aud toți și toate. Din partea mea e ok. Perfect, mulțumesc. O bag pe YouTube, pe Facebook și pe Curaj TV. Avem o platformă civică, monitorizăm drepturile tuturor, mai ales când sunt proteste. Acum nu-i voie cu proteste, dar încurajăm și inițiativele online. Super! Da, adică noi ne-am luat curajul cam întotdeauna și în orice context să ne spunem părerea. Și cred că da, și de data aceasta e același lucru. Și filmul, poate mai ales dispone... că suntem într-o situație cum suntem, cu această criză epidemiologică și economică, eu cred că e nevoie tot mai acută ca tot mai mult să vorbească, să spună, să arate de ce anume s-au întâmplat lucrurile așa cum s-au întâmplat, de ce nu avem spitale, de ce nu avem echipamente medicale, de ce s-a subdezvoltat toată sănătatea publică, da? Și de ce n-au fost investiții publice în servicii publice, de ce n-au fost investiții în locuințe publice. Și să... Nu știu dacă e posibil să transformăm acest moment tragic într-un moment de luptă, de revendicări, poate și mai radicale decât am îndrăznit înainte. Oricum, dacă suntem prinși în casă, altceva nu putem face decât să ne exprimăm pe internet, la bucătărie și unde? La televizor, înjurând. Hai dreptate, hai dreptate. Noi suntem izolați în casă și ei defrișează pădurile excrocii ăștia. Și cumpără gunoaiele din Europa și le duc la noi în pat, arăt și pe unde apucă. Și filmul, dacă e disponibil pe YouTube, pe Vimeo, cumva, aș putea să-l bag în postarea de pe Curaj TV ca să se vadă despre ce discutăm aici. Dacă nu e disponibil, atunci, na, găsesc alte, că sunt multe documentare despre cazul ăsta, foarte mult. Na, câteva am văzut eu. Diana, ne zici cum va fi cu filmul? Păi voi, adică nu depinde de mine. Trebuie să ne consultăm între noi. Trebuie să adaug subtitrările în limba engleză. Și din partea mea, după ce adaug subtitrările, e disponibil pentru orice filmul. Păi, publicul nostru e mai mult românofon. Blogul a apărut în Republica Moldova, acum s-a extins peste Prut, dar până la urmă internetul e global și dacă ne privește cineva din Australia sau de undeva, tot românește ne privește. Dacă vreți și public englez, anglofon, puteți să-l dublați, dar nu văd de ce ați întârzia publicarea filmului prin faptul că nu l-ați titrat. Și noi am făcut un documentar despre un masacru de la noi din sat. Sunt de peste Prut, vă ziceam, de pe lângă Bălți, unde vreo 79-80 de ani în urmă a fost omorâtă toată populația evreiască a satului. Și m-am simțit obligat să fac film despre asta împreună cu frații mei, care toți am crescut în același sat.
Și vara trecută l-am făcut filmul, l-am publicat pe internet, pe toate rețelele posibile și acum lucrăm la titrare ca să-l punem și în limbi străine. Deci nu e legat una de alta. Poți să-l pui și în română și după aia în engleză, poți să pui câte versiuni vrei. Când îl titrezi în chineză, îl pui și pe chineză. Cred că ar fi un moment oportun să îl circulăm cât mai mult, să vadă cât mai mulți oameni, mai ales că în perioada asta poate, nu știu, oamenii sunt mai sensibilizați. Poate e un moment bun să solidarizăm. Depinde de intenția autorului sau autoarei. Unii vor să-l dea, să-l vândă la televizor, alții vor să-l plimbe prin festivaluri și aceia au pretenția să nu-l fie publicat pe internet. Dar dacă vreți să ajungă la oameni, eu zic să mizați pe internet. Da, păi nu, în niciun caz. Asta era și ideea, să-l popularizăm cât mai mult și să fie cât mai disponibil. Nu, nici nu am pus problema de circuitul de festivaluri de la început. Eu nu pot să iau decizia asta singură, căci nu... E o producție destul de mare la care au contribuit multe persoane și... Tot pe pagina asta, unde ați difuzat evenimentul, aștept și eventual link la film. Măcar pe Vimeo, pe YouTube, de pe orice platformă pot prelua pe blog. Mm-hmm. Cei mai mulți au venit să asculte, nu să vorbească sau să întrebe, da? Impresii despre film credeam că o să fie, nu? Da. Eu am stopat ca să n-am întreruperi la net. Dacă are cineva întrebări sau... Nu știu. Mă gândeam, dacă pot să mă gândeam pe lângă film în sine sau având filmul în minte, să poate să începem o discuție despre ce urmează de acum încolo. Acum că avem un fel de sinteză a ce a fost și mai ales cum credem sau sperăm că s-ar putea schimba lucrurile în următoarea perioadă, mai ales din pricina stării de urgență și tot ce înseamnă chestiunile de acum și asta vor influența inclusiv alegerile și tehnic, practic se vor decala destul de mult, dar și ca idei politice care vor fi în perioada următoare și la nivel local și la nivel central, oarecum cum am putea să vedem chestiunea asta. Și ce am putea să facem să scoatem cât mai mult din toată treaba asta. Mie mi-a plăcut că la proteste și în film ați pomenit des despre alte cazuri de evacuare din asta abuzivă. Și chiar aveam nevoie de astfel de cazuri ca să nu se creadă că e doar exclusiv cazul Clujului și evacuarea de la Patari. Dar recent am avut o discuție online despre... nevoie de instituire prin legea unui venit minim garantat și care să ajute pe toată lumea să supraviețuiască. Acum, astă vară, am participat la un protest aici în București despre nevoia unei locuințe pentru fiecare, ca să nu existe oameni ai străzii sau să nu existe oameni care locuiesc în barăci, în condiții inadecvate. Și ar trebui să ne gândim la oamenii ăștia. Tot recent am avut o discuție online cu chiar o vecină de-a mea care lucra șofer de taxi, are două fete la întreținere, doi copii, dar acum din cauza crizei a rămas pe drumuri și are datorii la întreținere, are datorii la chirie și e disperată, nu știe unde, cum să se ducă. Deci ar trebui autoritățile să aibă grijă, pentru că a sunat la primărie, a sunat la... alte instituții și nimeni nu știe unde, cum să ajute un astfel de om. Ar trebui neapărat să ne gândim la oamenii care nu au rezerve de venituri, nu au moșteniri de la strămoși, care, iată, în astfel de momente de criză, sunt primii expuși. Tot săptămâna trecută sau vreo două săptămâni în urmă am văzut niște proteste. Oamenii au zis că ieșim în stradă pentru că ori murim de foame, ori murim de COVID, ne e tot una. Chiar dacă acum e stare de urgență și sunt interzise protestele.
Deci ar trebui să vorbim despre oamenii marginali care să-i expuși tuturor interperiilor. Da. Acum noi din 13 martie încoace am tot formulat solicitări, măsuri urgente față de situațiile acestea cele mai extreme, unde e imposibil să respecti normele impuse pentru a te proteja față de boală și să protejezi ceilalți, să nu se răspândească boala. Deci, gândindu-ne la situații în care oamenii stau supraaglomerat, în locuințe foarte mici, foarte multe persoane, cum te poți izola acolo? Cazuri în care oamenii nu au apă în casă, deci noi cum respecti norma spălării pe mâini, locuirea în preajma unor zone poluate, cum poți ai grijă de sănătatea ta, de fapt, acest lucru ni se arată că sănătatea e foarte tare afectată de condițiile de locuire și atunci încercăm acum în zilele astea să ne construim argumentul pentru dreptul de a avea o locuință adecvată pentru toți legat și de probleme de sănătate. Deci se vulnerabilizează faptul că o viață întreagă locuiește în condiții inadecvate. Cum e organismul tău pregătit să înfrunte astfel de boli? Da. Da, și apoi cu blocul pentru locuire, care e o rețea care include mai multe grupuri activiste. Formulăm tot felul de, nu doar propuneri de măsuri urgente, ci ceva și mai radical, de viziuni despre societatea care ar trebui să vină după criză, cum să se reconfigureze ea ca să nu se mai întâmple ce se întâmplă acum, adică sistem medical nepregătit, oameni pe stradă, oameni care locuiesc în condiții inadecvate, oameni care își pierd locul de muncă și acel venit minim pe economie, care și până acum a fost foarte puțin, da? Și acum pierzi și din acel acum, îți mai poți plăti dacă stai în chirie, chiria sau utilitățile care sunt tot mai scumpe. Deci, da, de acord că ar trebui să vorbim cât mai mulți și cât mai multe despre lucrurile astea, să fim pregătiți, nu știu dacă ne aude cineva, să putem să formulăm niște idei politice care să fie bine argumentate să facem presiune ca ele să nu mai pot să fie ocolite. Da, cum ziceai, venitul minim garantat, dar era chiar o discuție chiar și dinainte de această criză, nu? Și în Uniunea Europeană erau mai multe propuneri. Dacă acum ar fi fost în vigoare, era bine. Da? Dar acum vedem că guvernul se gândește mai ales la salvarea firmelor și băncilor și pompează bani în acestea ca să continue aceeași business as usual. Și da, prea puține măsuri și acum pentru oameni. Da. Adică nu știu la voi, dar în România, da, asta se și vede și pe Facebook, da, multe cazuri semnalate de amenzi peste amenzi date unor persoane fără adăpost sau unor persoane care trebuie să iasă din casă pentru că depind poate de o muncă informală pentru o supraviețuire de pe zi pe alta. Amenzi după amenzi că n-ai hârtie, n-ai toner, n-ai internet, nu ești up to date care variantă de declarație trebuie să completezi și cum. Rasismul care îl vedem. Da.
din nou romii sunt blamați, că sunt de vină, că ei ar fi adus. Da, deci e... Sau isterie cu asistații sociale la toate televiziunile, la toate partidele, toți se împiedică de asistații sociale, de parcă din cauza săracilor nu trăiesc ei bogații bine. De parcă ei nu-s bogați din cauza săracilor. Că nu prea sunt nici ei bogați, cei care stau cu asistații sociale în plis tot timpul. Păi da, nu este vina asistaților. Numai statul ăsta ipocrit în felul lui de a fi, nu gândește, în loc să gândească, mă, investim în comunitățile de romi ca să îi aducem pe la plutire, să aibă acces la școală, la o locuință decentă și atunci noi direct din start, dintr-un asistat social, am format un om care lucrează pe salariu și care plătește impozit la stat. Numai atâta de ipocriți și de nenorociți că în loc să investească în locuire, în educație, în sănătate și toate lucrurile care se leagă împreună, nu fac altceva decât să spună despre rom că ei nu vreau să meargă, că ei nu vreau să facă, că ei nu vreau, că nu există dorință. Ba, există dorință, nu există voință din partea autorităților care sunt niște nenorociți și ipocriți, care nu dau șansă la oameni. Pentru că sunt oameni romi cu valori extraordinare. Am văzut zilele trecute niște oameni care încă practică lucrările astea în cupru. Am văzut niște oameni care sunt romi și practică încă citernele și acoperișul caselor să fac. Au un mic atelier de să pot dezvolta și ei. Numai să li se dea oportunitatea. Dar decizia autorităților nu e aia. De atâția ani încoace se accesează fonduri europene, norvegiene, de toate soiurile, pentru romi. Dar în comunitățile de romi ajunge 0,0%. Aia e problema, înțelegi? Toate chestiile alea, fondurile europene care au fost... pe cursuri de calificare. Dau un exemplu. Deci ălea o fost, știi ce-a fost? O sugativă de bani pentru alții. Înțelegi? Deci pe hârtie omul apărea că e la curs, că îl face, că învață, că ăsta îi se mai dădea la om și o subvenție acolo. Dau un exemplu. 1500, 1000 de lei, 500 de lei, depinde de la un curs la altul. Dar problema era că pe omul ăla nu l-a învățat nimeni nimic. Nu participa la ore, nu făcea, nu era profesor, nu era nimic, înțelegi? Deci toate cursurile, 99% erau numai pe hârtie, dar în realitate nu se întâmpla nimic. Mai erau și cazuri când nu le dădea la oameni nici măcar subvenția aia ce le-o promitea. Aia e problema. Că în loc să investească în oameni și să investească în abilitățile pe care le au oamenii, decid să investească, cum a spus și doamna Eni, în marile companii. Tătăia trebuie ajutați, că doar ăia săracii nu au destul. Trebuie să aibă mai mult și mai mult. Da, și acum cu proiectele e și o altă problemă, așa sistemic, să zicem, adică să ne întrebăm cine are capacitate să scrie astfel de proiecte, care sunt greu și de scris, și de administrat, și de gestionat, îți trebuie în unele cazuri să ai și contribuție proprie, deci cu siguranță oamenii mici, organizațiile mici de la firul ierbii n-o să poată să scrie astfel de proiecte și atunci banii din proiecte ajung acolo unde deja e o capacitate respectiv, nu știu, unde
primăriile sau organizațiile au bani să dea la firme de consultanță care scriu proiectele și da, proiectul, să zicem, e bine un an, doi, trei, pe urma nu se mai vede aproape nimic de pe urma lui. Problema e că nu sunt politici adecvate pe locuire, pe economie, pe venitul minim garantat, cum ziceai, da? Care să asigure niște schimbări sistemice de lungă durată. Și în toată țara, na, vedem inegalități teritoriale enorme, vedem acum, cu ocazia pandemiei, nu? Unele zone suferă mai mult decât altele, asta înseamnă că acolo a suferit și economia și oamenii mai mult și de acolo s-a plecat mai masiv, da? 4 milioane de persoane plecate din România. Înseamnă, asta e problema, ce s-a întâmplat după 9. Înțeleg că patronilor, angajatorilor nu prea le convine să investească, să aibă grijă de localnici, că trebuie să le plătești asistență medicală, contract trebuie să-i faci conform legii. Guvernanțelor tot așa, n-au nevoie pentru că trebuie să le asigure educație, cazare și tot așa. Preferă să aducă vietnamezi, temirce, străini, asiatici de peste hotare, exploatează cât pot, după aceea îi trimit acasă, le plătesc cât vor dacă vor și n-au nevoie să investească în oamenii născuți aici, care vor să rămână aici, vor să lucreze, dar nu au cum să iasă din lagărul ăsta, din ghetou ăsta. Credeți-mă, de când îs eu și tot am mai fost prin comunități, comunități de rom mă refer, am mai văzut și documentare și am fost, efectiv am fost. Am ajuns într-o singură comunitate de rom, unde oamenii în sfârșit aveau și ei case. Deci case. Din Becea, din Cărămidă, nu mai era bărăci cu nailone, cu cartone, cu ălea. În Târgu Mureș am fost într-o comunitate de rom. Nu era mare, mare comunitatea, era mai mică, dar vreau să vă spun că am văzut că se poate. Deci dacă vrei să faci ceva cu romii împreună și pentru ei, se poate. Numai trebuie voință. Toată lumea avea acces la apă, toată lumea avea curent electric, copiii curați, extraordinar, nu mi-au venit să cred. Deci o comunitate organizată și într-adevăr aveau doi consilieri, unul de etnie romă și unul de etnie română, probabil era domnul ăla la mai în vârstă, care nu reprezentau comunitatea, cum ai spus și tu. Dar îți spun, am văzut niște rezultate foarte bune. Nu mi-au venit să cred. Și acum, încă o problemă. Eu cred că nu-i treaba proiectelor să rezolve problemele României. Nu un proiect norvegian sau un proiect din fonduri europene. Alea proiectele ar trebui să ajute puțin. Să ajute la ceea ce vrei tu să faci. Nu să facă munca ta ca primărie sau munca ta ca consiliu sau munca... Uite, și Boc face antoldul ăla pentru oameni bogați, pentru... cheltuie miliarde de euro. Păi poate să facă 3 blocuri, 4 blocuri și să deghetoizeze Patarâtuiu. Deghetoizează toată zona și nu-i musai să dea numai la rom. Că pe lista de locuințe sociale sunt și români, sunt și maghiari și să mixeze în fiecare bloc român, maghiar, rom, bloc, în fiecare bloc. Poate să construiască 3 blocuri și să o scăpa de problemă. Dar nu, de ce să facă? Când poate să nu facă? Și nu-i nimeni care să le ia la răspundere. Și totdeauna se sustrage. Ți-am spus, are un discurs, numai la unul are.
că educația e cea mai importantă. Atât, alt discurs nu mai are, altceva nu mai știe. Dar nu știe să spună că copilul care n-are curent și stă într-o baracă n-are cum să-și facă tema. Copilul care stă într-o baracă și n-are apă să se spele când merge la școală, pute ca hoitul și toți copiii s-ascunde el. Nu știe să spune, păi știți, noi primăria nu am acordat condiții familiilor pe care tot noi primăria le-am evacuat. Înțelegi? Ăsta e un sistem care s-ascunde, care parcă e creat numai pentru o anumită categorie de oameni. Înțelegi? E ceva cu care ne luptăm împreună de ani de zile și cu care cred că vom mai lupta mulți ani, dar ceea ce nu știu ei e că generația romă e cea mai tânără generație și cam până în 2040-2050 generația romă va fi tânără și ea va putea munci, va putea fi forța de muncă mai activă, dar ei totuși nu decid să investească în lucrul ăsta și nu decid să facă ceva în privința asta. Pentru că acum hai să nu ne mai ascundem, că doar suntem numai noi, vorbim și discutăm. Românii în general își fac un copil, doi, la revedere, ciocolor. Cine are mai mulți copii? Îți romiau de la 3, 4, 5, 6, 7 copii în sus. Și aia cresc. Și aia o să fie tineri și în putere să muncească, nu? Pentru economia țării. Și de ce să dau un ajutor social? Când poți să-l învăț pe un rom meserie și să plătească el taxe, impozite și din salariul lui pot susține pe altcineva, să zic, că el nu mai are nevoie. Dar nu se gândește așa, se gândește în prostie. De ce crezi că România e tă săracă, lipsită și proastă? De ce? Că n-are o guvernare cinstită, n-are o guvernare care să gândească la oameni, să gândească ei cum să-și facă pensii, cum să mânce bine la cantină pe 9 lei sau pe 7 lei, mâncă tripeluri de mâncare guvernanții, că doar ei îs săraci, nu au. Nu se gândesc că omul din Baia Mare le-a făcut un zid acolo. Le-a făcut un zid să nu-i mai vadă oameni. Peste tot, sunt numai lagăre și numai ghetouri. Ghetouri de rom. Și unde începe ghetoul de rom, nu mai este apă, nu mai este curent, nu mai este gaz, nu mai este asfalt. Nici asfalt nu mai este. Da. Asta e problema. Mai am o întrebare provocatoare. Da. În stat, în afară de primărie, guvern și patronate, mai există atotputernica și omniprezenta și mult finanțata instituția bisericii. Și acolo la Cluj știu că aveți biserici de toate culorile. Aveți ceva, susținere, cum necum, sunteți aproapele pe care ar putea să-l ajute măcar de Paște. Da, că v-ați luat de festivalul Untold, dar la biserică, la mega catedrala din București se dau miliarde din bugetul public. Cu banii ăștia, cum ziceți dumneavoastră, se putea de mult face locuințe sociale pentru toți romii și încă și pentru veniții din Bangladesh. Dar cum să nu, biserica, știi cum ne-a ajutat biserica? Ne-a ajutat să fim evacuați în 17 decembrie 2010. Aia au făcut biserica, că i-a trebuit terenul să facă campus universitar. Și au evacuat în 17 decembrie în jur de 350-400 de persoane. 76, așa ne ajută biserica ortodoxă, sunt niște excroși, niște hoțomani. Și am mai făcut și plăcere. Aia au făcut biserica ortodoxă. N-am treabă că cred în Dumnezeu, cred în Isus. Am alt, în fine, cred.
în creațiune, cred în tot, dar Biserica Ortodoxă e cea mai mare mafie existentă din lume, cea mai mare spălare de bani. Ce vrei tu? Aia e biserica. Biserica nu mă primește donați, gândești că-s milogi, dar ei de fapt nu donează la rândul lor mai departe. Să margă cu un camion de mâncare în Pata Râț să dea, sau să margă cu un camion de mâncare în Baia Mare, sau să înțeleg, să susțină cu medicamente, sau nimic, nimic, nimic. Nu mă stau cacul dușit și tot cerșesc donații. Donații, donații, donații. Donații se mai cumpăr la copilul meu un X6. Donații să-mi iau un Mercedes Benz, ultimul Rednet. Sau cupole aurite la biserică, de parcă biserica de cupole aurite are nevoie. Da. Păi dar nu te du mai departe, n-am treabă, te auzi. Începând din cartierul Ira, mă refer, până în Mărăști, nu-ți exagerez, dar vreo 3-4 biserici pe o rază de un kilometru jumate, două. Deci 3-4 biserici mari, mari, nu mici, de alea mici, așa cum ai zis tu, cu cupole, cu treburi, dar toate zgole, înțelegi? Deci toate zgole. De acolo se găsesc să dea bani din bugetul local. Trebuie să cumpere lumânări să-și pună la cap, știi? Da, și mai e un lucru, mă rog, poate discuția aceasta este un pic pe lângă tema principală, dar nu, totuși se leagă dacă ne gândim la proprietățile imobiliare, și bisericile catolice și reformate din Cluj sunt mari proprietari de imobiliare. Prin retrocedări le-a revenit multe, multe clădiri din centru și acestea sunt date în chirie unor baruri, cluburi, restaurante sofisticate care da, sunt dispuse să plătească acele chirii mari și cumva și în acest deal, știi, se creează un factor care crește chiriile în Cluj. Deci e o problemă generală asta a chiriilor mari și tocmai de aceasta, în film nu s-a văzut, dar în decembrie anul trecut în decembrie 2018 am început să avem mai mulți participanți la acțiunile de comemorare din decembrie și în discursul nostru să legăm problema evacuărilor de cea a chiriașilor actuali. Și ceea ce a zis Linda, desigur, de acolo nu trebuie să tragă nimeni concluzia că oamenii din Pata Râț ar fi asistații sociali ai Clujului care împovărează bugetul local și central, ci acolo majoritatea lucrează în servicii, în companiile de salubritate, ceea ce înseamnă că fac o muncă foarte grea și foarte importantă pentru oraș. Eli, dragă, care și alți lucrează, da? Și fac și la spitale, și la gospodării, asigură curățenia. Da, cum e munca lor acceptată și recunoscută și prin salarii și simbolic, dacă ne gândim că ei zi de zi trebuie să se întoarcă acasă în Pata Râț, unde au condițiile pe care le au. Deci doar și din acest motiv și chiar și în acest moment administrația publică locală ar trebui să gândească la niște măsuri, planuri de relocare și să le înceapă de acum, să spune că se gândește, da, și-a dat seama că așa nu se poate locui, da, și-a dat seama că oamenii aceștia lucrează și începe să facă, sigur nu pe poimâine, dar să-i vedem că și-au asumat politic chestiunea aceasta și da, nu vorbim doar de hrană și de ajutoare de urgență în perioada aceasta, care și ele sunt foarte, foarte importante. Dar trebuie soluții radicale și asta așteptăm de fapt de la Primăria Clujului în acest moment să recunoască că a greșit și își va schimba politica.
Ani, dragă, să știi că un număr de 45 de familii sunt asistate social numai în Pata Râd. Așa să știi. Deci din 380-390 de familii câte îs la ora actuală, îs cam 390 de familii, doar 45 de familii sunt asistate social, să știi. Și eu nu consider că e un număr mare dintr-o comunitate atâta de mare. 10%. Și având în vedere greutățile cu care se confruntă și având în vedere că în momentul ăsta de criză și rampa închisă, după cum știm toții, și îs mulți care lucrează acolo așa zilieri și nu pot să muncească că nu li se permite și oamenii ăia îs chiar, cum să vă spun, nu știu cum să... Deci, pur și simplu, nu au din ce trăi. Nu au mâncarea de azi pe mâine. Deci o bună parte din acele familii includ persoane care și până acum au lucrat pe rampele de deșeuri, au asigurat selectarea gunoaielor, da? Care în continuare nu sunt colectate selectiv, în continuare merg și se depozitează pe o rampă neecologică și forța de muncă a acestor oameni despre care zicem că sunt sau ar fi, da, fără lucru, nu le place să lucreze, ei sunt și fac treaba aceasta, doar că munca lor e invizibilă, în timp ce companiile mari de salubritate își fac averi de pe chestiunea asta. Da, dar mare dreptate ai. Așa e. Exact așa e, cum spui. Ani de zile, ani, zeci de ani, oamenii din Pata Râd o selecta gunoiul. Că dacă nu, jumate Clujul poate era numai în morman de gunoaie, dacă nu erau acei oameni să selecteze și să depoziteze hârtii și tot separat. Da, în film spuneați că acolo sunt 3-4 zone populate și nicăieri nu e un teren de locuit, adică construcțiile voastre, colibele celea, nu sunt recunoscute drept locuință. E posibil un scenariu sinistru să vină, să vă alunge și de acolo și să demoleze construcțiile cele ca nefiind autorizate, nefiind legale? Bă, cred că e posibil scenariul ăsta la care te gândești tu. O singură comunitate, comunitatea din Coastei, după cum a descoperit doamna Eni acum câțiva ani, care i-a transformat puzul din teren industrial în teren intravilan. Comunitatea din Coastei, să zic, e singura care are ceva contracte de închiriere, dar în rest, comunitatea cealaltă din Dallas, acolo este un olandez care a cumpărat o părticică mică de teren de la anumitul proprietar cu care s-a putut întocmi, dar acel teren este industrial, deci nu ai cum să construiești, deci practic acele locuințe sunt ilegale. Dar să știi că la ceea ce ai spus tu și eu m-am gândit de multe ori. Tu le-ai, Doamne, dacă într-o zi la ăștia din primărie le vine minte să-i țâpe pe oameni de aici, ce se întâmplă? Și eu m-am gândit de multe ori. N-au siguranța zilei de mâine oamenii de acolo, nici acolo unde sunt acum. Da, văd acum că s-a făcut destul de târziu. Aș mai întreba dacă dintre cei prezenți totuși n-ar apucat să vorbească, să spună nimic și ar dori acum. Înseamnă că nu vor să vorbească. Bună, Răzvan. Bună, Răzvan. Bună. Bravo pentru film. A fost foarte, foarte bun. Trebuie văzut de cât mai multă lume.
Ce să zic? Sunt acolo niște victorii importante, știi, în filmul ăla, sigur, știi? Și în același timp e și greu de acceptat, știi, că totuși, știi, cât de greu se pot obține lucrurile în 10 ani, știi? Cât de complicat e să obții niște față, să faci niște față normale, știi? Într-un fel e și motivant și e și deprimant, știi, asta e, na, bun. Dar trebuie văzut de multă lume și, na, într-un fel sau altul trebuie convinsă lumea din oraș. Știi, că autoritățile vor avea frică de votanți, în primul rând, știi, aia e principală lor grijă. Și că acolo, aia sunt oamenii care trebuie convinși, știi, că trebuie câștigată lumea, trebuie aflată, trebuie informată, știi, că sunt mulți oameni care nu știu cum arată partea din plus, foarte mulți, nu știu cum arată. Au văzut niște imagini, dar ori nu vor să le vadă, ori niște fragmente, în realitate nu au trecut pe acolo. Și nu-și pot imagina că se poate trăi așa, lângă, știi, și totuși dacă oamenii ar avea acces la lucrurile astea. Și sigur, trebuie informat, că niciun om normal nu va considera acceptabile condițiile aia. Nu, no, în fine. Da, nu știu, mare lucru nu am de spus. Adică e filmul, cred că acoperă foarte bine. Și proiectele voastre și situația asta e trebuie difuzat cât mai mult. Acum vedeți pe ce canale și în ce formă. Nu am. O întrebare aveam. Eu tot am cântat cu placa de la Transit, de la Otilo. Acum e la casa Transit, doarme acolo. Da. Cumva e un pic cinic, sau nu, mai mult decât cinic. E istoria dezvoltării imobiliare în Cluj. Centrul Transit.ro de pe strada Broșei a trebuit să dispară tot din cauza unei investiții imobiliare și s-a mutat în altă parte și placa, da, trebuia salvată de acolo. Sincer, n-am mai avut energie să depunem efort, să cerem aprobări ca să o amplasăm undeva unde ar fi locul ei, ca să fie o mărturie, dar poate reluăm chestiunea aceasta chiar cu ocazia decembrie 2020, pentru că sunt cei 10 ani de la evacuare și poate fi momentul. Da, dar îți dea coșioanii să reluăm, pentru că dacă etnia noastră romă am fost recunoscuți ca minoritate, atunci și noi avem dreptul să punem monumente și, în fine, cred că ar trebui să reluăm. Ai dreptate. Bună idee. Să depunem cerere și să o montăm acolo pe coastă, unde am stat mai demult. Da. Ioana, mă mai ajut un pic? Sau George, pe voi vă recunosc aici? Cine mai e prezentă la discuție? Sunt și eu pe aici, da. Da. Păi eu, nu știu, eu nu mai am neapărat nimic de adăugat. Scuze că sunt tăcută, sunt un pic obosită. Ai spus ce ai avut de spus cu filmul. Da.
Bun, eu opresc înregistrarea ca să nu tragem de timp. Haidem la culcare că e oră târzie și mâine e zi grea. După o lună de odihnă, mai avem și o zi de odihnă.